Speranța de viață printre cele mai scăzute, mortalitate infantilă mare, populație fără educație pentru sănătate, acces inegal la servicii, dependență excesivă de spitale și medici puțini. Acestea sunt câteva dintre bolile de care suferă România, în opinia Comisiei Europene. Raportul are la bază date recente și cuprinde atât statele membre UE cât și pe cele ale spațiului economic european. Boala numărul 1, speranță de viață cu 6 ani sub media europeană. Deși speranța de viață a crescut din anul 2000 încoace, de la 71,2 ani până la 75,3, ea rămâne printre cele mai scăzute din Uniune, fiind cu 6 ani sub media europeană. Există diferențe mari în funcție de gen și nivel de studii, bărbații cu educația cea mai precară având o speranță de viață cu 10 ani mai mică, comparativ cu bărbații educați. Bolile infecțioase se continuă să facă ravagii, România contabilizând cea mai ridicată rată de cazuri de tuberculoză din Uniune. Totodată, România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile din UE, respectiv 6,7 la 1000 de născuți vii, față de 3,6 media europeană. Această cifră se explică prin deficitul de medici și echipamentele medicale insuficiente. Boala numărul 2, comportamente nesănătoase ale populației. Aproape jumătate dintre cazurile de deces pot fi atribuite unor comportamente nesănătoase. Factorii de risc comportamental sunt foarte răspândiți și reprezintă o amenințare serioasă. Este vorba despre alimentație, fumat, consum de alcool, nivelurile scăzute de activitate fizică. Unul din 5 adulți români fumează în fiecare zi, bărbații mai mult decât femeile, 32% față de 8%, ratele excesului de greutate și obezități în rândul copiilor crescând în ultimul deceniu până la 15%. Consumul de alcool rămâne una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice, rata consumului episodic excesiv fiind de 35% față de 20% media europeană. Rata alcoolismului este de peste 50% în rândul bărbaților. Boala numărul 3, sistem axat pe spitale. Cheltuielile limitate ale sistemului sunt orientate către spitale și servicii spitalicești. Trecerea la asistența medicală ambulatorie se află într-un stadiu incipient, peste 42% dintre cheltuielile pentru sănătate fiind încă direcționate către spitale, comparativ cu media UE de 29%. Deși valoarea totală pe cap de locuitor rămâne scăzută în termeni absoluți, totalizând aproximativ jumătate din cheltuielile din Uniune în ansamblu. Ineficiența serviciilor de sănătate, inclusiv excesul de paturi în spitale, subdezvoltarea chirurgiei ambulatorii și integrarea slabă a asistenței medicale comunitare agravează situația, mai notează raportul. Boala numărul 4, sistem de sănătate centralizat. Cheltuielile din sănătate sunt finanțate în proporție de 79% din fonduri publice, dar ponderea cheltuielilor suportate de pacient poate fi substanțială, 20% în special pentru persoanele vulnerabile. Medicamentele îi costă cel mai mult pe pacienți. Distribuția neuniformă a cabinetelor medicale este un obstacol în accesarea serviciilor medicale de către populația care locuiește în mediul rural. Scutirile la plată care operează în sistem nu sunt puține. Pentru șomeri, pensionarii cu pensii mici, beneficiarii de prestații sociale, sumele aferente sunt acoperite din bani de la bugetul public. La aceste categorii se adaugă copiii și studenții sub 26 de ani, gravidele, persoanele cu dizabilități și bolnavi cronic, ale căror servicii de sănătate sunt acoperite din contribuțiile de asigurări plătite de persoanele active. Concluzia este că numărul redus de persoane care contribuie la asigurările sociale de sănătate are drept rezultat o subfinanțare cronică a sistemului. În aceste condiții, România este incapabilă să răspundă actualelor nevoi ale populației, situație care va degrada și mai mult pe măsură ce populația va îmbătrâni, iar numărul de contribuabili la sistem se va restrânge. Boala numărul 5. Medici puțini. Numărul medicilor și al asistenților medicali este unul dintre cele mai scăzute din Uniune. În ultima perioadă existau 2,9% medici practicanți la 1000 de locuitori și 6,7% asistenți medicali față de media UE, 3,6% medici și 8,5% asistenți medicali. Cei mai mulți medici sunt concentrați în regiunea de vest și București-Ilf, mai mult de 3 la 1000 de locuitori, în timp ce în toate celelalte zone se află sub acest nivel. Emigrarea personalului medical în căutarea unor perspective mai bune de carieră și remunerație în străinătate a contribuit la crearea unui deficit intern de profesioniști în mediul sănătății, cu consecințe negative asupra accesului la serviciile de îngrijire, se mai arată în raport. Guvernul a reacționat în 2018, luând măsuri majorarea substanțială și rapidă a salariilor în încercarea de a păstra pe acești profesioniști în țară și de a crește atractivitatea locurilor de muncă din sectorul sănătății. O altă problemă ar fi lipsa de evaluare sistematică a performanței sistemului și lipsa de transparență. Schimburile la nivel de conducere sunt frecvente, numărul miniștrilor sănătății în ultimul deceniu fiind de 15, la nivelul conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, schimbările fiind de asemenea la ordinea zilei. Acest lucru afectează stabilitatea, coordonarea și progresul reformelor, relatează adevărul.ro.